trăgeam cu barca, tiprut. Și ne duceam în Basarabă. Și noi spui, Constantin, Constantin, da, cu barca, venea aici și îi dai un leu și trece din copii. Nu era hotar, dar știu că vineau din România, vineau cu verdeturi de astea. În momentul când s-a închis granița, eu despărțit exact în două. Doi frați și o soră și bunica au rămas dincolo, și bunelul și doi frați și o soră în partea stălândă. Și 40 mama a rămas aici și sora da, dincolo? Da, da, el nu, sau din 40, nu, mama nu mai văzut-o pe sora. De ce nu ați mai ținut legătura cu ei? Cum să ținem legătură dacă aici ne-au pus hățurile?